Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimpi. Mă uitam la puștoaica asta, cum spune ea. Cum îți spun alții, în timp ce era publicitatea și am mai aflat una bună, n-am știut-o. Eu zâmbesc, na, nu te super pe mine că zâmbesc. Și eu la fel, eu zâmbesc non-stop, nu aș vedea motivul tristeții mele. Sunt sănătoasă, am o familie frumoasă, am din ce să trăiesc, nu vin la Deva să mă îmbogățesc. Paula Corbu, așadar, doresc doar să fac treabă. Invitată în studioul nostru, tema emisiunii Număr caii când vor câini. Mă, dar de ce divorțesc? Asta a fost tare, de acum am spus. Asta a fost după prima emisiune la dumneavoastră. De acum divorțesc, da. Nu știu, am văzut un mesaj după prima emisiune. Uh-huh. Nu știți de ce e la Deva, o să aflați mai târziu și pe urmă că divorțez sau ceva. Eu n-am fost atent, n-am urmărit așa și... O altă știre. Bombă. Da, așa. Breaking news, fiți atenți. Dar tu unde ai domiciliu de fapt? În Deva, acum. Nici nu puteam să candidez dacă nu. Bun, dar înainte de asta, când te-ai căsătorit undeva, păi și acolo trebuia să divorțați, doar nu divorțați aici, nu trebuia să vii la Deva, dacă Doamne ferește, era vorba de... Așa, deci divorțezi? Nu, nici nu capul. Deci aici ai adus capul că divorțezi, nu? Suntem de 5 ani căsătoriți, avem o familie foarte frumoasă, ne susținem reciproc în toate proiectele pe care le avem, chiar cred că unul dintre cei mai mari susținători ai mei este soțul meu. Foarte deci, tare. Nici am avut un invitat de... în Fotoliu cu Ghim, care e primar în funcție, știi? Și un alt contracandidat de-a lui scria despre el pe Facebook că își bate nevasta. Omul ăla chiar nu și-a bătut nevasta niciodată. Vreau să revin puțin. Niște golănii din astea la adresa familiei de mă doare minte. Adică, bă, ziceți orice. Ziceți că nu mă duce capul pe mine, dar lăsați-mi familia în pace. Adică e o chestie absolut tare. Vrei să spui ceva? Da, în prima emisiune am specificat că eu nu voi duce o campanie murdară și aici m-am referit că nu voi face atacuri de genul acesta cu divorțează, și-a bătut nevasta, își bate copiii, pleare amantă, face nu știu ce, sau contestații de genul ăsta cu falsuri. Nu. Eu cred că aia este o campanie murdară sau când faci 7 conturi false și te apuci să comentezi unui candidat ca să îi tai, să-i strici imaginea, nu, aia da. Eu vreau să vă spun că faptul că ies în oraș, merg pe stradă, merg printre oameni, îmi notez că am o agendă în care scriu toate problemele. Ia să vedem agenda. Ce ai scris în agenda? Pe care le au. Aș prefera să citesc eu că... Păi nu vreau să văd eu. Vreau să-mi spui. Ia, ce ai scris? Am scris din mers. Mai multe probleme. De exemplu, pe Alea Străiului, oamenii își doresc anveloparea blocurilor, au rămas... Pune-mă în fața ta, că nu dă bine cu unghiul de la camera de luat vederi și... Așa. Ca și când te uita la mine. Au, de exemplu, o mașină abandonată pe Alea Străiului, au făcut mai multe sesizări, au solicitat să vină să se ridice acea mașină pentru că se adună diverse persoane fără adăpost, miroase urât, pun muzică noaptea, îi deranjează pe vecini, au solicitat... Poliția locală au fost o singură dată, am înțeles, și nu s-a remediat problema. E un focar de infecție în jurul acelei mașini, se joacă copiii, deci sunt gunoaiele, problema gunoaielor. Mai spui? Da, păi ia, mai spune. Am notat ceva. Păi mai avem timp. Gunoaiele sunt o problemă în tot orașul. Deci tu spui acum nu punctul tău de vedere, ci ce-ți spune lumea, ce ți-ai notat de la oameni, da? Da. Deci, câte pagini ai notat acolo? Ai notat ceva? Sunt în ultimele 3 zile, dar... Deci în 3 zile ai notat, văd vreo ho-ho-ho. Și sunt problemele doar dintr-un cartier, păi dacă dintr-un singur cartier. Păi dacă ți-au zis oamenii chestia asta, înseamnă că au avut încredere în tine, nu? Credeți-mă că am stat de vorbă cu cel puțin 3.000 de persoane, dacă nu... Serios? Ai mai reușit? Mult, da. Mai poți? Nu, merg cam 9 ore pe nu zi. Nu mai poți? Nu am obosit. M-ați întrebat dacă am obosit. Nu, merg cam 9 ore în fiecare zi, dar sunt obișnuită, că am crescut copii, am activitate fizică, să zic așa. E bine, da. Da, sunt obișnuită cu efortul. Bun, ia să vedem, ce mai zice lumea? Hai că-s curios. Cosmetizarea zonelor verzi. Au rămas în... Sunt de lăsate, să spun așa. Nu s-a mai ocupat nimeni de ele în zonele respective. N-au o floare, n-au un gard viu. În zona micro. Micro. Micro, da. Micro 15, da. Au copaci care cad pe alei și nu pot să intre în scara blocului sau le teamă că într-o zi se va prăbuși pe băncuțele din față. Au alte probleme de genul...
montate garduri de trecere care le restricționează accesul spre anumite locuri sau nu au garduri în jurul grădinițelor și între persoane. Sunt puse, parcă nu s-au gândit când s-au pus. În unele anumite locuri lipsesc, în anumite locuri sunt puse, dar nu sunt lăsate zone de trecere pentru a facilita accesul în anumite puncte ale cartierului. Am înțeles. Au probleme cu scările, nu sunt dezghețate iarna deloc. Mi-au spus că alunecă, că trebuie să o ia prin zona verde ca să nu coboare scările. Că... Scările? Care scări? Nu, nu știu. Micro, sunt multe blocuri care au scări în rampă. Scări în rampă. Aha, da. Am înțeles. Scări făcute de tatăl meu și care mi-au spus că n-au mai fost întreținute. Și acum 2 săptămâni, după mai multe sesizări, au venit cu niște saci cu ciment și le-au vărsat pe niște plăci de marmură, cred că sunt. Cum adică au vărsat saci? Adică au pus niște ciment ca să petecească niște plăci. În loc de să marmură? Aducă o placă, să înlocuiască frumos. Da, am și poze. Am făcut poze la tot ce am văzut și la tot ce mi-au spus. Poți să-mi dai o poză, dar în același 13.000 de fotografii am. Deci, nu, în ultimele zile vreo 400 cred că am făcut. Sper, nu știu, cred că o să-mi iau destul de mult timp până le găsesc. Găsește da. Ceva la îndemână, să vedem ce mi-arăți tu acolo. Deci astea... Uite, acum vă dau, de exemplu, o groapă care este chiar pe centrul DV, imediat după... pe trotuar, imediat după fântâni, înspre primărie. O groapă unde îmi spun mămicile că aproape își rup copiii picioarele, mai ales cei mici care fac primii pași acum, da? Deci că își lovesc tot aproape de sediul unui partid renumit. Ca asta să în centrul de vechi? Da, între... O să-mi fie rușine, eu fântâni, ca ziarist, nu știu. Între fântâni și primărie. Așa. Asta este făcută chiar aseară. Haideți să vă arăt puțin în parc, să spunem că... Deci astea sunt fotografii făcute de tine? Da, sau... în timpul plimbărilor mele. În timpul plimbărilor. Așa arată un teren pe care se joacă copiii. Iasă. Copii care de-abia fac primii pași. Am stat de vorbă și cu mămicile. Sunt în jur de 5 zone de genul acesta, doar pe locul de joacă din parc, din parcul central, parcul mare, nu vorbesc de parcurile. Deci ăsta unde e cu verdeața asta frumoasă? În parcul central. Aici sub cetate? Și, da, sunt copaci tăiați, dar au rămas bucăți. Copiii aleargă în zonele respective și... Ah, deci sunt... acolo, de acolo s-a tăiat copacul. S-a tăiat copacul, da, și nu s-a mai întâmplat nimic. A rămas așa cu gaură, cu copacul care nu este tăiat până la nivelul solului ca să nu se împiedice copiii. Mai am o problemă. Yeah. Rampele pentru persoanele cu dizabilități. Ce e cu asta? Vă trimit acum o fotografie și o să aveți impresia că e făcută la... Mișto? Yeah. Chiar sunt curios. Uitați-vă ce puțin. Cum credeți dumneavoastră că o persoană cu dizabilități poate să-și facă accesul montat acum 2 săptămâni? Cum credeți că o persoană poate să-și facă accesul în casă, în scara blocului? În timp ce eu mă uit, o vede și regia. Pe o astfel de rampă. Deci cum poți trece cu un cărucior prin perete? Nivelul la care sunt făcute rampele. Rampele trebuie să... E vorba de unghi. Da, e vorba de unghi. Să îndeplinească anumite condiții. Da. Și... Înclinația lor este foarte mare, încât persoanele cu dizabilități din blocul respectiv strigă la vecinii din scară sau îi sună să coboare. Rampele puse, dar oamenii nu pot să intre în scara blocului. Repet, sunt rampe făcute acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni? Da. Păi da. Și până acum 2 săptămâni ce făceau oamenii? Persoanele din bloc le ridicau căruciorul și... Am înțeles. Dar au fost puse păi doar să fie puse. Deci, nu știu, nu asta are importanță când au fost, că sunt foarte binevenite, dar să fie făcute cu cap. Adică nu poți să pui, când ai un perete așa, da, eu am înțeles, pui rampa și să nu poți să treacă căruciorul, sau pui rampa așa, ca omul să nu poată să-și urce căruciorul pe rampă, să aibă nevoie de
persoane care să-l împingă de la spate. Ar mai fi ceva? Din cele 13.000? Nu, șobolani. Eu știu din vorbe așa, că înaintea alegerilor orașele arată impecabil. E, teoretic. Teoretic, da. În general, un primar își dă foarte mult interes înainte să măcar lucrurile astea care iau ochii în primă instanță. Dar când vezi că sunt tomberoane pline, inclusiv pe centrul Devei, nu spune nimeni că trebuie să stea primăria în spatele tău să-ți ridice ambalajul de pe jos. Dar putem totuși să suplimentăm dacă vedem că nu este suficientă capacitatea de stocare. Te referi la coșurile de gunoi stradale? Coșurile de gunoi stradale, spun. Una dintre probleme este aceasta. O altă problemă sunt coșurile dintre blocuri. Acolo cred că e altă poveste. Acolo, alea, nici nu are rost să deschizi subiectul, că le cunoaște toată lumea, cunoaște toată lumea situația și le-a văzut toată lumea pline, nu se ridică, sunt șobolani morți, da, sunt gunoaie, poveste. Sunt nespălate, îmi spun oamenii că vara, caniculă, nu pot să-și deschidă geamurile să aerisească pentru că e focar de infecție, sunt amplasate aproape de blocuri, vine miros insuportabil și nu pot să-și aerisească casele. Că aerisesc cu geamurile de la alte camere sau... Deci... Produc curent artificial pe acolo. Totuși, mi se pare... Dar eu zâmbesc, mulțumesc că nu stau în zona respectivă. Da, dar chiar mă întrebau... Nu-și vrea să fie un loc cu oamenilor de acolo. Mă întâlneam pe stradă cu alte cunoștințe și mă întrebau ce am văzut, ce am găsit. Lumea aici, în centru, trăiește într-un glob de cristal și pot să spun că asta s-a întâmplat întotdeauna pentru că oricine a venit a neglijat cartierele. Periferia, marginimea de vechi, da, ca să spun așa. Și nu mi se pare normal, pentru că mai ales ei au nevoie de atenția noastră. Păi da, da, vezi... Și de ajutorul nostru, pentru că au diferite probleme financiare, sociale, au probleme că nu sunt acceptați la creșe, că vin alții cu pile și le iau locul... Serios? Da, sunt copii care... Hai, chiar? Nu, mi-e greu să crezi, suntem în 2020. Da, totuși mi-au spus că îi preferă pe alții care nu sunt foarte colorați, că adică îi preferă pe alții care stau în preajma sau nu sunt din cartierele de la blocuri stai un pic, adică au fost refuzați copii la creșe pe motiv că sunt de etnie romă? Ei așa cred, cel așa puțin asta ei e părerea lor, da. Că au auzit de cazuri de copii care au fost acceptați și au depus după. Păi dacă acolo e ceva cu un ordine, e primul ordine, venit, da, primul da, s-o servit. Nu cred că de oamenii genul m-ar minți. Oamenii mi-au spus sincer, doamna, am vrea să muncim, ne găsim unde să muncim, dar nu avem ce să facem cu copiii. Asta e o altă poveste. Da. Unii chiar își doresc lucrul ăsta. Mă rog, eu nu cunosc care e problema unde ai fost. Sunt oameni fost care au diverse probleme și oameni care au nevoie să fie ascultați, în primul rând. Da, dacă cineva și i-a respins pe oamenii ăștia pe motiv că, vezi, doamne, ar fi de etnie romă, bine, nu în mod, nu pe față. Nu, normal, nu. Știi? Că nu atunci cred chiar există o problemă după campania electorală. Da, mi-au spus și despre faptul că locuiesc în micro. Păi, acum ce vine au ei că locuiesc în micro? Acolo îi cataloghează, îi separă cumva de... Da. Ceilalți copii. Mi-ai dat o temă de un reportaj pe viitor. Da, aș fi foarte bucuroasă. Deci le-am promis acestor oameni că voi face tot ce pot ca să ridicăm și zona respectivă. Dar uite, eu am observat că... Și deja am găsit soluții, dar aștept să treacă campania electorală și să pot să ajut efectiv... concret acei oameni. Din este postura un bloc, de primar, da, sau din postura, din primar sau din postura de mamă, de om, de cetățean al orașului Deva. Ce-i cu blocul ăla? În emisiunea trecută am menționat, nu la dumneavoastră în emisiune, mă scuzați, am menționat că am fost pe Aleea Streiului în cartierul micro și este un bloc de 10 etaje care este degradat extrem de tare. Așa? Dar nu doar că este degradat. Problema reală este și cea mai gravă este că de foarte mulți ani, mai mult de 5 ani,
nu au lift, e un bloc de 10 etaje, sunt oameni bolnavi care își cară sticle cu apă, care își cară cumpărături, nu care au lift în sensul că nu funcționează. Da, de bun, mulți. Asta ar fi treaba asociației de proprietari. Eu știu, dar oamenii au probleme financiare, asociația nu se ocupă poate cum ar trebui, nu face suficiente demersuri. Revizie, reparații, ce ar trebui acolo? Nu știu, că nu am dus un specialist și în urma acelei emisiuni când l-am menționat, am fost contactată de o firmă care produce lifturi în Italia și care mi-a spus că vom rezolva această problemă. Adică fac eu sponsorizare. Da, dar nu o vom face acum. Nici acum. Și după vom calcula foarte bine ce înseamnă acest lucru, pentru că știm foarte bine situația doamnei Olguța cu zugrăvitul unui bloc. Doamne ferește, nu se știe. Da, și nu am vrut. Dar există oameni, dacă se promovează aceste lucruri, oameni de bună credință care își doresc să ajute alți oameni care sunt în suferință. Și eu cred că e suficient pentru... Mai avem câteva minute. Ce ai mai găsit pe stradă? Ce ți-au mai spus oamenii? Oh, chiar vreo maxim 2-3 minute. Chiar și anotat. Izolarea termică. Așa. Reparații ale zonelor verzi, cred că am mai spus. Da, tu practic îmi spui acolo ce ți-au spus oamenii. Da, eu am, probabil am scris de mai multe ori. Da, le-ai notat pe străzi, pe alea. Nu au canalizarea făcută sau sunt niște plăci cu găuri foarte mari unde îmi spuneau că au probleme cu copiii și scapă piciorușul în găurile foarte asta mari. Asta perigole? Da. Pe da. Perigole. Ies de acolo șobolani. Am înțeles. Da, e o discuție întreagă și aici. Locuri de joacă nu au foarte multe, sunt două, cred, în zona respectivă și sunt foarte mulți copii. M-a durut sufletul când am trecut și am văzut copii care stau cu părinții la masă și ascultă discuții între adulți despre telenovele, despre bârfe și ei stau și sparg semințe cu părinții și îmi spuneau că ar vrea o zonă poate și pentru, nu doar pentru copii, loc de joacă în mod special, poate un centru în care să putem face o colaborare între persoanele vârstnice care s-au pensionat și nu au familie, nu au alte activități și își doresc să se implice în educarea copiilor. Putem face centre, un parteneriat în care să ducem copiii cu puține facilități care au probleme financiare să le citească un bunic sau o bunică, Interesant. Să se joace un joc, să învețe un șah, să învețe istorie, să învețe geografie, să le deschidă puțin mintea spre altceva. Paula, o singură întrebare mai am pentru tine, pentru că nu ne mai permite timpul. Am văzut că tot pe Facebook ăsta a apărut în Deva moda mesajelor de susținere. Pentru unii, pentru alții, mesaje de susținere mai nou de la oameni de afaceri, de la... Mie mi s-a părut un pic trasă de păr povestea asta. Ție, cum ți se pare? Eu mesajele astea de susținere le văd... Cred că nici nu vreau să intru în subiect mai degrabă. Eu le-am spus oamenilor că nu vreau să se simtă în vreun fel obligați față de mine. Care oamenilor de afaceri? Oamenilor din anturajul meu, din gașca de prieteni, din familie, să vină să mă susțină, să iasă cu mine pe stradă, să îmi facă propagandă, să dea comentarii, să se certe. Eu nu am nevoie să mă promoveze nici oamenii de afaceri, nici interlopii, nici sportivii, nici... Eu știu să mă promovez. De cum să promoveze interlopii? Stai puțin. E o modă. Hai mă, adică lasă-mă. Eu cred că toată lumea trebuie să se implice cu bun simț și cu rațional, aș spune. Așa. Să știe fiecare când sare calul, ca să spunem că păi tot și am dacă vorbit. Te promovează, nu știu, apare un clip cu un om de afaceri, că știu, susțin Paula Corbu. Cum e?
dacă și-ar face el personal, nu am nicio problemă. Fiecare e liber să facă ce vrea. Dar eu să aduc alături de mine niște oameni care să spună, nu știu, sunt gimnastă și am rezultate deosebite, o susțin pe Paula Corbu. Eu nu stau cu pistolul la capul nimănui, între ghilimele. E liber oricine să mă susține, e liber oricine să facă parte din echipa mea. Dar le-am spus tuturor, dacă vor să, sau își doresc să fie alături de mine, să știe că atunci când voi fi primar, nu voi pune oamenii în aceeași situație în care sunt acum. Tu încerci să-mi spui mai evoluat că vorbesc de oamenii de afaceri și sfera lor de interese. Da, oamenii de afaceri, normal, își văd chiar interesul și... diplomația acum. Eu cred că un primar, sincer să fiu, un primar trebuie să fie mai degrabă un bun diplomat. Să știe să socializeze, să știe să se apropie de oameni, pentru că primarul nu vine singur la primărie, vine împreună cu o echipă, păi nu, dar astăzi cu niște face profesioniști, un om de afaceri, nu mesaj primarul de susținere și mâine când ești primar vin la tine și ce, băi... Deci, vedeți ce vreau eu să evit? Eu păi nu vreau să vină cineva să-mi spună te susțin Paula Corbu și atunci când voi fi primar să vină să-mi spună păi am făcut clip cu tine, vreau un contract. Nu. Nu există așa ceva. Dacă am venit să schimb ceva, am venit să fac altfel lucrurile. De asta spun că vreau să vin la primărie și de asta spun că voi câștiga ca să schimb din temelie asta ceea vom vedea ce se după 27 acum. Septembrie. Eu sunt sigură că... Mai povestim în campania electorală mai multe, da? Da. Mulțumesc pentru prezența în studio. Cu mult drag. Paula Corbu, stimați telespectatori, candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva, a fost invitată în studioul nostru, Adrian Simon. Mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu noi. Numai bine!